Jador a ieșit de curând dintr-o relație în care părea foarte fericit. Manelistul își începuse un nou drum alături de Alexandra Dobia, o tânără naturală și frumoasă pe care Jador o arăta tuturor internauților de fiecare dată când avea ocazia. Recent, artistul a postat ceva pe internet care a pus fanii pe jar. Acesta a trecut recent printr-o despărțire dureroasă pe care inițial a mascat-o cu zâmbete și ieșiri în oraș cu prietenii sau familia. Însă ușor-ușor artistul s-a cam dat de gol privind suferința lăsată în urmă de fosta parteneră Alexandra. Dovada este chiar ultimul filmuleț pe care artistul a postat pe rețelele sociale, în care, aflat chiar în țara în care fosta iubită studiază, adică în Germania, acesta a fredonat o melodie de dragoste care i-a emoționat total pe fani. Aparent, celebrul artist încă resimte dispariția Alexandrei din viața sa. Am momente când îmi cânt și mie, păstrez amintirea ta și mă chinuiesc cu ea, nu pot să trăiesc așa, unde ești iubirea mea? Îți simt lipsa zi de zi. Au fost versurile pe care le-a fredonat Jador în urmă cu puțin timp. Abia a doua zi a ținut să menționeze faptul că el și Alexandra nu mai formează un cuplu. Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate. A fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi, așa că vă mulțumesc pentru susținere și pentru mesajele de încurajare.